După 6 săptămâni de ofensivă, sunt tot mai multe temeri că armata rusă ar putea prelua controlul total asupra orașului Mariupol. Punct de importanță strategică, orașul Port din sudul Ucrainei a suferit pierderi masive. Însă, deocamdată, Mariupol rămâne ucrainean. Situația bulgară залишається складною, але ключове, що місто залишається українським. Наші герої-захисники сьогодні борються, тримаються мужньо, захищають не тільки наше. Potrivit informațiilor din teren confirmate de surse occidentale, în Mariupol mai sunt câteva puncte de rezistență ale ucrainienilor, dar nu se știe cât mai pot ține piept rușilor, întrucât muniția e pe sfârșite. În apropiere de Mariupol, soldații ucraineni sunt în tranșee, hotărâți să nu cedeze. Nu, на самом деле, мы не хотим допустить, чтобы как было в Мариуполе. Мариуполь, на самом деле, мы на своей земле. Мы ждем, чтобы поскорее их побольше здесь у нас похоронить. Чем больше они до нас отправляют, тем лучше у нас черноземы становятся. Președintele Volodymyr Zelensky cere insistent Occidentului să trimită muniție și arme mai multe și mai sofisticate. Administrația americană a răspuns prompt. Președintele Joe Biden a anunțat un ajutor militar suplimentar de 800 de milioane de dolari, sub formă de echipamente grele. E vorba de tehnică americană pe care ucrainenii au mai folosit-o, dar și de armament greu. E o schimbare de strategie, pentru că rușii presează intens atât în sud cât și în est. This is a shift because we haven't seen some of these weapons directly listed on these items. We've seen smaller things, right? The javelins, the drones, all of it was critical in those phases. In this phase, I think it is a shift in policy to say, absolutely, we recognize that Ukraine needs the ability to fight Russia in the open and prevent basically their loss in eastern Ukraine, right? Elementele de noutate sunt elicopterele, transportoarele blindate, tunurile și radarele anti-artilerie.